Domnișoară, în România este bine ca măcar cu 3-4 oameni de fotbal să nu te iei în gură. Cu Dinu, cu Gică Hagi, cu Bițurcă, cu Dragomir, cu, eu știu, mai sunt 2-3 așa. N-ai voie să te iei cu ei care au în spate o viață. Așa că cea mai bună este metodă la Edi Iordănescu este să pună Batista pe sambal să nu răspundă nimic. Orice spune împotriva lui. Orice spune, ține minte ce spun. Gica Hagi a spus în felul următor. Alexi Pitu e chemat la Națională și are 60 de minute. N-a spus câte minute, mă uitam eu pe minutele lui din ultima lună și jumătate. Abia strânge 60 de minute. E pe listă, apropo de Yanis Hagi. Yanis Hagi are tot atât de multe minute ca Alexi Pitu. E adevărat. Era în divizia B. Franța, în Liga Secundă, se la Rangers, da. Dumnezeu, încă o dată. Dumnezeu își asumă lucrurile astea, dumnezeu. Ce Dumnezeu, el e antrenorul, nu noi. Dacă are rezultate cu lotul ăsta. Cu Andorra și Belarus trebuie să aibă rezultate. Păi Dumnezeu, și dacă, în momentul că nu are rezultate, bineînțeles că și preta și lumea sportului sau... Nu avem cum să nu pot să plec de la premiza că nu vom avea rezultate cu Andorra și Belarus. N-am cum, numai că plecăm acasă. Ne lăsăm, nu știu. Cât am văzut eu în viața mea, domnișoară. Hai, poate pe asta să sperăm că nu o vedem acum. Poate pe asta nu mai vedem. Da, exact. Am văzut destule cât să nu mai vedem încă una de asta. Ai dreptate, Aline.